Găsiți în Turania și vă dau întâlnire la o nouă ediție a magazinului astrologic intitulat Uranissima. Ne vom ocupa de răstimpul cuprins între 13 și 19 august, o perioadă lipsită de evenimente astronomice și astrologice. Planetele își vor urma traseul în aceleași lăcașuri zodiacale, stabilind relații calitative și cantitative în linii mari, asemănătoare cu cele care au funcționat săptămâna trecută. Elementul de diferențiere între perioada care se încheie și cea pe care o vom analiza acum provine de la traseul lunii, care în acest răstimp de 7 zile va străbate un sector de la zodia peștilor până la primele grade ale zodiei Gemeni. Deși, așa cum spuneam, nu avem de a face cu niște elemente de mare noutate, putem să luăm în calcul ca un fapt semnificativ pe care îl vom identifica la fiecare zodie în parte, care pune în opoziție planeta Neptun cu planeta Mercur. Este o diferență uriașă între cele două planete din toate punctele de vedere. Neptun este o planetă mare, monumentală, iar Mercur este o planetă micuță, e un fel de bibelou. La o primă impresie, această conjuncție ar putea să-i facă pe unii să creadă că Neptun de-a dreptul îl strivește pe Mercur. Și totuși există un dialog, chiar dacă raportul este inegal. E ca în celebra glumă cu elefantul și șoricelul care trec pe un pod și șoricelul îi spune elefantului: vezi ce tare tropăim noi doi? Ceva de genul acesta se va petrece în ultimile zile ale săptămânii pe care o analizăm, cu mai multă precizie pe 19 și apoi pe 20 august, când această opoziție va fi la grad perfect și când se vor confrunta niște idealuri cu niște gânduri de moment, niște idealuri de o viață cu niște clipe care vin pe nepregătite, care survin de-a dreptul intempestiv și care obligă pe mulți dintre nativi să țină cont de ceea ce văd, aud, trăiesc, ceea ce se întâmplă sau să se raporteze la ceea ce se decide pentru ei în numele lor. În felul acesta avem de-a face cu o disciplină, cu simțul practic al lui Mercur în Fecioară, care presupune să iei act în mod corect și onest de ceea ce se întâmplă, fără deformări subiective, cu destul de multă exactitate și cu destul de multă luciditate, și apoi toate aceste gânduri și reacții să fie puse în ecuație și să intre într-un joc mare al mentalității, idealurilor, gândurilor, conștiinței, vocațiilor și speranțelor. Faptul că planeta Neptun este mică și neutră nu înseamnă că nu poate să exercite asupra întregii vocații neptuniene o anume conturare de contradicții, de nereguli, de dezordini sau de nevoie de a se pune ordine în viață, în gânduri, în dorințe, în fel de a fi, în reacții, în trăiri. Neptun se află în Pești, în domiciliu, și Mercur se află în domiciliu, în Fecioară, și avem de a face cu o foarte interesantă și subtilă combinație. Vă veți întreba de ce nu am pus această conjuncție la capitolul evenimentelor. Pentru că ea are un statut foarte rapid, durează foarte puțin, să spunem în mare aproximativ 24 de ore și cu o marge de toleranță 48 de ore, apoi ea are un aspect fulgurant, nu este un lucru greu care să aibă aspectul unei impuneri cu necesitate a unor evenimente.
ține de latitudinea și longitudinea sufletului fiecăruia. Poate fi trăit de un grup de oameni, dar poate să nu fie trăit și înțeles de un grup și mai mare de oameni. Și atunci vorbim de trăiri în plan particular, individual, în chip inegal și poate că aici este partea mai puțin profitabilă pentru cei care nu înțeleg, nu simt că se întâmplă ceva cu ei, este că vor pierde posibilitatea exact acestei confruntări de care vorbeam. Nu vor face pentru că nu înțeleg de ce ar face-o, ce i-ar mâna de la spate să se oprească din activitatea cotidiană și să se dedice unor clipe de meditație. Pe foarte mulți, nimic. Pe unii mână nevoia de a munci, pe alții nevoia de a câștiga, de a face bani, pe alții nevoia de a face excursii și de a se distra. Trăiește omul cum poate. Aproape niciuna dintre aceste ipostaze, oprirea, stingerea tuturor becurilor și oprirea tuturor hutilacelor din preajmă pentru a se face liniște, calm și pentru ca nativul să se poată dedica acestor idei, nu se întâmplă des. Se întâmplă, da. Se întâmplă acelor oameni care au exercițiul gândirii și al meditației. Vom vedea în fiecare segment ce poate să aducă această confruntare între un personaj uriaș, Neptun, și scutierul său, ca în Don Quixote. Avem o confruntare între un personaj care are idei, chimere, Don Quixote, și sluga sa, care e un biet țăran dotat cu bun simț și cu o mare capacitate de a se descurca în viață, dar care nu prea îl înțelege pe stăpân ce-i cu el și ce vrea. Sunt vremuri de tipul acestor viziuni Don Quixotești, sunt vremuri tulburi și este clar că Neptun în pești poate să dea o uriașă deschidere, o speranță imensă. Ea în aceste zile poate să fie cantonată pe o anume direcție sau poate să fie îndiguită ca să nu se risipească elementele pozitive. În rest, săptămâna curge cu Soarele în Leu, planeta Venus în Leu și Marte încă în semnul Taurului. La sfârșitul răstimpului pe care noi îl luăm în calcul, adică ziua de 19 august, Marte se va afla la 29 de grade și 45 de minute, iar peste câteva ore, în ziua de 20 august, dar acest fapt va face obiectul analizei noastre de săptămâna viitoare, va intra în zodia Gemenilor. Tot ce pot să vă spun ca o anticipare este că vom avea de-a face cu un Marte care va sta 7 luni de zile în zodia Gemenilor, va fi un traseu de excepție. Putem să-i spunem așa, folosind un termen puțin exagerat, dar voit exagerat pentru efectul stilistic, este enorm. Traseul planetei Marte într-un semn zodiacal durează 6 săptămâni, 2 luni, 2 luni și jumătate, 7 luni este o povară și vom vedea săptămâna viitoare ce ne va aduce acest Marte în Gemeni. Să notăm că sunt ultimile zvâcniri ale planetei Marte în acest semn zodiacal, pune în continuare premise care au legătură cu materialitatea, cu stabilitatea, cu lupta pentru niște bunuri, cu rezistență și tenacitate. Iar în ultimile zile ale săptămânii pe care o analizăm, se realizează și o ultimă pentru acest an, quadratură între Marte și Soare pe direcția Taur-Leu.